Deja m-au obosit teoriile astea pe care le tot văd prin comentarii și în online, cum că Eliza și Cristi sunt extrem de potriviți și că se atrag și că de ce nu facă pași unul spre celălalt de parcă i-ar opri cineva, acum serios. Sunt oameni adulți, sunt uh, cu capul pe ume, știu ce vor, adică, hai să fim serioși. Cristi, deja de două sau de trei săptămâni, uh, e cu Eliza în preajma lui, știe că aceasta și-a arătat cumva disponibilitatea față de el. Dacă și-ar dori ceva cu ea, de ce nu ar face nimic? Adică, v-am mai spus mai ales că este a doua oară într-o cursă de eliminare și. Ați văzut cum se comportă la petrecere? Adică este foarte pus pe distracție, dansează cu toată lumea, se distrează. A dansat inclusiv cu Eliza foarte mult, și în această noapte. Deci. Nu ar avea niciun motiv, nicio reținere dacă într-adevăr ar simți ceva, pentru că până la urmă este vorba de sentimente și de atracție. Dacă nu există, degeaba le vedem noi prin ecrane. Vă rog să-mi spuneți și mie ce l-ar putea opri pe Cristi să se îndrepte total înspre Eliza dacă și-ar dori acest lucru. Pentru că, practic, pot fi ultimele lui zile în casa Miriasa, dacă e să judecăm așa la rece, orice este posibil, iar... În casa Miria s știți foarte bine că până la urmă se protejează cuplurile, iar cei care sunt singuri pe o perioadă mai îndelungată de timp nu sunt păstrați în emisiune. Deci acesta este adevărul. Dacă și-ar dori cu adevărat o relație cu Eliza, eu zic că s-ar vedea acest lucru, ar face ceva pași în direcția aceasta, nici de cum să fugă cumva de ea.